Vă salut! Am montat și eu de curând o centrală individuală și până astăzi nu am luat termostatul. Am așteptat să văd dacă apar oferte și într-un final m-am hotărât să iau jucăria asta de la Leroy, care o să găsesc pe internet sub mai multe nume. O are și Romstalul, o are și Emagul, toate au același termostat, doar că e cu altă denumire. Termostatul, după cum vedeți, este smart, se va conecta cu aplicația Smart Life, după care se poate face împerecherea cu Android, cu vorba unui prieten, Hey Google. Eu am zis că poate îi fac retur și în prima fază n-am mai umblat la încărcător și la cablul lui, am luat ce aveam prin casă. De fapt, ăsta e releul de la termostat, cel care dă comanda la centrală. Se desface ușor capacul, deci capacul vine așa. Am zis să fac un tutorial mai pas cu pas. Deci se bagă șurubelnița. Stați puțin. Se bagă șurubelnița în fanta asta mică, o șurubelniță lată, și se dă într-o parte. La fel și în partea asta se dă capacul, da? După care luați un ștecher fără împământare, un cablu 075 075 și veniți cu el la L și N, line and neutral, fază și null. În prima fază vreau să vă arăt cum se face link-ul, împerecherea între cele două dispozitive se face cu radiofrecvență RF, iar între internet, pe internet, între routerul Wi-Fi și modulul acesta. După cum vedeți, nici nu i-am desfăcut capacul să mă uit la baterie, are două mufe de alimentare, una aici și una aici. Eu l-am alimentat aici și am un tester care mi arată ce consumă, câți amperi consumă el de la un dispozitiv, de la o sursă USB. Cum le împerechem? Mai întâi alimentăm, eu deja le-am alimentat, dar o să fac din nou procesul, să vedem dacă merge. Se aprinde releul ăsta și ținem apăsat pe butonul ăsta până licără ăsta, vedeți, e butonul de aici, de link. După care alimentăm și jucăria asta, termostatul, și vedeți că ăsta licăre semnalul, ăsta licăre, deci nu sunt linkuite. În manual ne zice, apăsăm, stingem și ținem apăsatem. A apărut un cod și ăsta trebuie să blincuiască. Mai apăsăm o dată pe el. Nu s-au împerecheat. Mai încercăm o dată. Stingem releul, ținem apăsat pe M. Să dăm săgeată în sus. Da, clipește. Clipește. Clipește acesta și ar trebui să ținem încă o dată apăsat aici. Mai încercăm o dată. Stingem, ținem apăsat, să ceată sus. Ar trebui să se conecteze și încă o dată să ceată sus. Să vedem dacă s-au conectat.
și s-au conectat. Atâta timp cât ăsta nu mai clipește, vedeți, el se dă, are cumva un, când crește sau scădem, îi crește luminozitatea. Cum vedem că s-a conectat, se dă temperatura mai mică decât e în cameră, să vedem ce face. S-a deconectat, s-a auzit ceva. Când îi dăm temperatura mai mare, are un delay. Și s-a conectat. Cum o măsurăm? Avem un aparat de măsură, l-am dat la bip. Iar noi acum, când legăm la centrală pe normal, open și com, ar trebui să avem un bip. El a închis releul, iar acum dacă îi dăm o temperatură mai mică ca să oprim releul, i-am dat 21 de grade, el are un delay și a oprit. Da? Observați, are un consum foarte mic, da? Încă n-am testat cu baterii, voi face proba și cu o baterie externă. Vom face o probă cu releul lăsat la o temperatură, termostatul lăsat la o temperatură mai mare și după aceea scos din priză, să vedem ce se întâmplă cu contactul, dacă îi dă comandă de oprire. A închis contactul, verificăm. Da. Și acum vom scoate alimentarea. Am scos alimentarea de la releu și centrala a rămas pe cuplat. Adică în caz că rămâneți fără baterii la termostat sau cât timp până înlocuiți bateriile, el vă lasă centrala pe pornit și să-i dăm butonul de manual. Și l-am deconectat manual. Dacă vrem să-l pornim, el rămâne cu comanda care a avut-o înainte. Să testăm și pe deschis. Deci alimentăm termostatul. Vedeți, avem flacără și ne ducem sub temperatură ca să oprim centrala. Ele încă nu s-au conectat. Observați, s-a conectat și a deconectat. Ia să vedem dacă a deconectat. A deconectat releul, da?
dacă îl scoatem iar din alimentare, simulăm o pană de baterii la asta. În continuare, centrala a rămas, releul de la centrala a rămas oprit. Dacă vrem să forțăm manual, ia să vedem. Deci nu putem să pornim centrala din modul manual. Asta ar cam fi singura problemă. Deci dacă s-a stricat mătăluță, o centrală. Aici ar fi problema care am descoperit-o eu la acest termostat, care nu are selector automat manual, are doar automat prin termostat. Am luat și un power bank DIY făcut de mine și după cum vedeți consumă foarte puțin răcirea asta. Nu am apucat să mă joc prin ea. Acum stau să mă gândesc dacă se fac retur sau nu. Acesta e 400 de lei, iar Salus IT500 este, mâine va fi la ofertă la 650. Deci pentru 250, Salus are aici butonul de manual și automat. Și cred că are o aplicație standalone. Voi testa și aplicația pentru acest termostat. O am deja instalată. Smart Home se numește. Și voi încerca să vă spun câteva păreri. Capacul de la termostat îl desfacem așa, cu furmeță dreaptă. Cea cu care am desfăcut și la ăsta, da? Și așa arată minunea. Și ne trebuie două baterii. Au venit și bateriile și avem așa, una, două, punem și capucelul, da, și să vedem ce avem aici. Wow, acum chiar este mobil. Să vedem, deci la câteva secunde, dacă nu se atinge, de ce s-a stins termostatul nostru? Pentru că în cameră s-au făcut 28, dar nu avea cum să-ți facă 28. Simplu fapt că am pus eu mâna pe termostat, asta l-a deranjat pe el. Așa, cum atingem orice tastă, deci el s-a... Ca să-l declanșăm, trebuie să-i punem temperatura mai mare, 30. Și se stinge display-ul, dar el a luat comanda, da? Acum eu am aplicația pe telefonul ăsta cu care filmez. Automat cred că a dat semnal și... Deci, ăsta îl puneți cu alt suport, n-am umblat la el. Și, vedeți, se stinge, ecranul nu e tactil, trebuie să apăsați orice tastă ca să ia comandă. Dacă nu vă deranjează că se stinge, și vreți să vedeți temperatura din cameră, trebuie să-i băgăm acum încărcătorul. Haideți să vedem
când îi băgăm și încărcătorul, de unde o să se alimenteze? De la baterii sau de la încărcător? Ei zic că se alimentează de la încărcător. Ia să vedem. N-am băgat încărcătorul și se alimentează de la încărcător. Și acum nu se mai stinge display-ul. Haideți să stingem și lumina, să vedem cum s-ar vedea pentru meric. Așa se vede pentru meric în cameră. Și dacă apăsăm vreun buton noaptea, deci noaptea nu mai vedeți butoanele de beză. Mai apăs când apăs pe aici. Deci noaptea nu mai puteți să-l mai folosiți. Noaptea dormim. Nu ne mai trebuie termostat. Deci dacă luăm noaptea și vrem să dăm mai temperatură mai mică, pe orbecăială, pentru că tastele nu sunt luminate. Frumos! S-au gândit băieți. Ia să aprind eu blițul. Și când am aprins blițul, am reușit să găsesc tastele. Deci ne punem chestii de alea așa, să le simțim când apăsăm. Acum cred că v-ați făcut o idee despre ce poate să ofere acest termostat. Poate sunt și alte scenarii care mie îmi scapă. Voi ce părere aveți? Merită să-l păstrez sau să mai pun o diferență de 250 și să iau un Salus? După ceva teste am reușit să leg și Google Nest Mini cu aplicația Smart Life și să facem și o probă. Hey Google, set the thermostat to 10 degrees. Alright, setting the thermostat to 10 degrees. Hey Google, set the thermostat to 15 degrees. Sure, setting the thermostat to 15 degrees. Acum să pornim și centrala, cum s-ar zice, ca să dăm o temperatură mai mare de 27, el are senzorul aici, care este foarte finuț, cum îl atingi, cum, acesta este senzorul. Hey Google, set the thermostat to 32 degrees. Sure, setting the thermostat to 32 degrees. Apare flacăra și de comandă la centrală. V-am zis, singura dezamăgire la termostatul ăsta era dacă avea și el on-off sau manual și auto și dacă cumva avea tastele ăștia luminate, ceea ce pentru 250 Salus IT500 are și buton și ăștia luminate. Acum este decizia voastră. Baftă încă o dată. Cine a zis că nu este smart, este destul de smart. Au trecut 20 și mai bine de 24 de ore și m-am hotărât să păstrez acest termostat. Am făcut și niște probe și vreau să vă arăt. Hey Google, set the thermostat to 25 degrees. Got it. Setting the thermostat to 25 degrees. A dat comandă și acum în câteva secunde dă comandă și la
Da? A pornit centrala, se aude. Și acum să mai dăm o comandă. Hey Google, set the thermostat to auto. Trecut în modul auto. Ce am descoperit? Intrați în meniu, citiți și blocați-l Child Lock și după aceea, ca să-l deblocați, îl faceți așa. Iar după câteva secunde se va bloca. Am observat, are senzor aici de temperatură. Temperatura, dacă îl atingeți, este foarte finuț aici și crește temperatura. Dar termostatul nu este unul vechi să vă jucați cu el. Îl puneți într-un loc și îl lăsați acolo. Da? Ce vreau să vă mai zic, am făcut niște teste. Dacă termostatul, el acum este conectat la... Nu știm dacă e conectat la internet, pentru că am scos routerul din priză și semnul acesta a rămas. Dar dacă internetul pică, puteți manual să faceți comandă între termostat și releu. Deci nu e problemă. Singura problemă care am întâmpinat-o, l-am lăsat blocat. Nu știam cum se deblochează. Știam să-l blochez doar din aplicație și când am dat jos cu internetul, nu mai reușeam să-l deblochez. Și aici mi s-a părut puțin dificil, dar după ce am aflat cum se deblochează, este tot ok. Și am făcut un program, are 4 timpi pe zi, ca să mă exprim așa, și eu până la urmă l-am păstrat. Sper că v-a plăcut review-ul meu și vă rog să-mi dați un like și un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Baftă!